Uite-l aici, uite-l aici, uite-l aici. Da, e ca capul domnului. Mamă, pe ce s-a întâmplat domnul? E domnul obosit la muncă, domnul a condus 200 de kilometri. Am înțeles, păi și te doare de ceva timp sau numai de acum? Mă, domnul, mă doare, capul nu prea mă durea înainte, dar domnul, cam băut niște cafea, mă mai merg, dar s-a izbit un lumin, domnul, mă doare cap. Ok, colegul face niște analize sau? E, domnul, face tot ce, domnul, mă să-mi treacă durerea, domnul. Colegul Tokyo face niște analize? Nu știu. Am înțeles. Ok, haideți Alexandru să vă fac niște analize. Acum, Colegul, ia-l, te rog. Cum să-l iau? Eu rolesc că le iei pe spate. În ce, domnul, să-mi iau așa mai... Haideți, domnilor, haideți. Mă duc să mă pregătesc aici. Cum intri în dreapta, cred. Cam pe aici ar fi. Cam am probleme la ochiul, că mi-am uitat ochelarii. Bun, domnul, domnul, vă rog frumos să stați aici jos, pe pat. Am să aduc niște... acolo să facem niște analize, niște injecții. Bun, astea sunt luate. Să deschidem sertarul. Ok, bun. Colegul? Da, da. Fii atent, după vreau să-l ducem la radiografie un pic. Domnul, aveți probleme cu așa injecțiile sau aveți frică de ele? Nu, domnul, n-am nimic. Ok, atunci, dar ridică mâna, te rog. Mâna stângă. Ok, hai să tragem un pic cam așa. Mama, poți să iau și mânușa aia jos sau? Da, domnul. Domnul, dați-vă bluza jos dacă vă rog. Cam așa, mă rog. Așa, ok, vă rog frumos să vă întindeți mâna. Colegul, am uitat spiritul, poți să aduci? Ca să dezinfectez? Domnul, stați puțin că o să dezinfectăm prima dată și după aia... Mă gândesc că aveți timp, nu? Da, domnul, am timp. Am lăsat femeia acasă cu tot copii, cam în astfel. Ok, hai să umblăm pe aici. Mersi, colegul. Bun. Stai, domnul, că n-am început. Dacă vrei, poți să-ți întorci capul să nu vezi. Păi, domnul, ca a început să gădea albin, domnul. Așa simtem, dați cu spirit. Bun, vezi că o să luăm două ipubretă. Bun. Ok, mă duc analizele astea acolo la laborator, cu sângele ăsta, adică. Da. Și revin în maxim 4 minute, ok? Colegul te rog frumos să te ocupi de el. Poți să las mâna jos, domnul? Da, desigur, să nu amorțești. Te rog frumos să stai acolo. Da, tot că stă lângă el. Da. Un pic mai așa, mai legal, mai legal. Am mai mult legal, domnul, că ilegal nu ca, domnul, și m-a oprit poliția, domnul. Am și ani pușcării, domnul medic. Am făcut vreo 2 ani pușcării din cauza numai cum eram cu niște oameni în autobuz. Veneam din altă țară străină și o prins pe ei cu droguri.
Ai văzut cum e cu analizele, da. Domnul, cum vă cheamă? Balan Rares, domn. Dacă vreți să dau buletinul cu l-am Cum? acolo, am văzut. Banana Rarăș? Balan, cu a. Balan, balan cum ar fi. Da, Ok. Balan Rares. Vârsta? 20, domn. Ok, am înțeles. De cât vezi în oraș? Domnul, cam... Acum în orașul ăsta m-am mutat recent, cam o 2 luni, domnul, cam așa, 2 luni, 3 luni. Ok. Fete, cum facem? Ești cam răcit. Și da, nu ai simptome de COVID. Atât ai noroc. Dar te vom interna. Vă rog frumos, te rog frumos să vii după mine, să spui bluza înapoi. Te voi interna în Da, hai jur cum. de o săptămână, să zic așa. Sau cum dorești, ori acasă, ori pe internare. Domnul, dar în spital, domnul, aveți COVID? Ce? Nu, domnul, nu avem. Haideți după mine, dacă vă rog. Domnul, atunci preferă la spital. Am înțeles, păi dacă prefer la spital, atunci haideți după mine. O să stați Ah, ce internat în jur de o face domnul săptămână. acolo? Ce face? Colegul, fii Da, cu atent. ce? Am înțeles. Dacă Haideți, mă domnule, doare după capul, mine. domnul, Păi la știu că loc, te doare colectiv. capul. Ești tare răcit. Haideți, te rog, la etajul 4. Bun, domnul, țineți, haideți după mine, dacă vă rog frumos. Deci sunt nu doar niște cazuri de răceală, să spun așa. Alea vor fi tratate cât de repede. Aveți nevoie de un sandwich, ceva? Nu, domnul, am mâncat mai înainte. Vă puteți alege orice pat aici, oricare. Vă rog frumos să vă puneți Aici, acolo jos. domnul. Da, fii atent. Pentru început o să-ți dau niște paracetamol. Și după aia, dacă nu va trece în 2-3 zile această răceală și febră pe care o ai, atunci am să trecem la mai multe chestii. O să rog pe colegul meu să îți facă o radiografie pe viitor. În maxim vreo 2 ore, te rog frumos să fii pregătit, să dai hainele jos, că nu ești în spital. Da. Nu pot să-mi dau bluza asta așa, să tot cu geantă? Desigur. A, un moment, dau și eu. Geantă, bluză, tot ce ai. Colegul, Fără kiloți, fără kiloți. mă duc să pregătesc aparatul pentru radiografie, ok? Da, asta e cu el aici. Să dai, te rog, o pilulă de paracetamol. Și oricum domnul va plăti după aia, nu... Sau... Acum, ok. Bun, o pastilă de paracetamol, după aia mă duc să revin imediat. Cum e, da. Johnny? Johnny? Speram. Mai puțin să faci pe aici. Ai adus aparatul? Nu. Imediat revin. Ia, dar paracetamolul. Da. Bun. Acum un pic mai bine, domnul. Dă și un par cu apă, dă și un sandwich acolo. Vezi că e doamna tante Miorița acolo în bucătărie. Ok. Mă pune radiografia aia.
nu știu, există vreo magazin Da. de mâncare, că eu Da, n-am nici frate. apă, nici nimic. Nu, nu, aici nu este în posta. Stai pe că am găsit eu chestia aia, dar nu prea, n-am. Nu prea mai găsesc. Acum nu mai găsesc. Stai să mă duc mai sus. Ia la etajul 5, cred că. Da, zi să vină la etajul 5. Stai că mă duc după voi. Mă duc după voi. Mulțumesc, domnul Mor. Mulțumesc frumos pentru. Cu plăcere, cu plăcere. Da, va veni colegul și te vom muta la etajul 5. Bun, bun. Domnul meu, haideți la radiografie dacă vreau frumos. Acum, la ajută-l, colegul. Iau eu, să vină. Lăsa-i. Bun, bun. Oricum, o săptămână ai timp, nu... Da. O să ne oprim la etajul 5. Aici e liftul. Bun. Unde e domnul colegu? Domnul? Gata, domnul. Un pic mai greu cu, până îl coboră jos. Haideți după mine, dacă vă rog frumos. Nu, 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 pe dincolo, pe dincolo, prin față, prin față. Mai sunt nou pe aici și n-am. Aici avem stomatul loc, dacă aveți nevoie. Vă rog frumos să intrați aici. Să vă puneți acolo pe patul acesta, cu capul îndreptat spre tub. Aveți acolo o chestie. Colegul, adu-te rog armura și pune-o pe piept. Domnul meu, fii atent, tu nu o să ai voie să-ți scoți armura deloc de pe piept. Te rog frumos să nu... E radioactiv ce se întâmplă aici și... Na, decât să evităm ceva probleme, mai bine nu le facem. Da. Când vei spune eu... Stai să mă duc să mă pun jos. Am înțeles. Colegul, că am adus armura. Colegul, te rog frumos să nu stai pe acolo. Dă-te afară. Stai să-i dau armura. Stai, domnul, până acum. Ok, nu stați pe acolo, domnul meu, te rog frumos cu ochii închiși. Ai timp pe la dispoziție 30 de secunde în care aparatul să înceapă să se învârtă. Da. O scot un zgomot când vei da eu drumul la calculator și atunci, să știu, mai vreți să mai repet încă o dată sau? Nu, domnul, nu e nevoie. Bun, 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 bun. Deci hai, 3, 2, 1, bzzz. Bun. Bzzz. Bzzz. Aula. Ok. Colegul, mă auzi? Da, da. Colegul Păcăscuță, te rog frumos să... poți să te duci, să-i ridici armura. A recepționat-o. Gata, corect. Adică... Poți să mă ridic, da? Da, da, da. Haideți după mine, dacă vă rog frumos. Da, o să vă internăm o săptămână, probabil două în spital. Du-te, mergeți, domnul. Da, 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 plecați, plecați, plecați în față. În față, dacă vă rog frumos. Colegul, ține ușa deschisă. Bun. Deci, domnul,
din părere de rău, cred că va trebui să intrăm într-o operație. Domnul, pe fișa ta medicală și ce a zis acolo, va scrie că ai o tumoră pe creier. E probabil de la prea mult stres pe care l-ai avut în ultimul timp. Asta va trebui operată. Dacă nu vei muri. Cancer. Poftim? Cancer, domnul, din câte am auzit, pe tumoră. Da, e tumoră pe creier. Acum, cam când, în câte ori dăm, facem operația? Cândva maxim 2 ore. O să terminăm operația. Semnezi aici, că-s de acord? Domnul, prima dată vreau să știu, ai familie, copii, ceva? Da, domnul, v-am spus că am lăsat bun. Femeia acasă cu de copii. Am înțeles, ok. Fii atent, eu o să mă duc să mă schimb. O să te conducă colegul meu în sala de operații. Și poți să vrea să mă asiste. Unde e sala de operații? Nu te o semnești să vă ofiși ceva? Așteaptă un pic, mergem la etajul 4. Pentru că ești de acord? Nu o să semnezi până înainte, da, desigur vei semna. Unde e sala de operații? Ce etaj? Stai să mă uit. Așteaptă un pic, te rog frumos, aici. Cred că la etajul 4. Acolo la etajul 1, la etajul 1. Merge la parter, la parter. Spune la om să vină la etajul 1, la etajul 4. La 1 știu că parcă era una. Nu, păi atunci la parter, la 1. La parter în partea stângă aici undeva. Hai domnul după mine. Acum. Nu aici. Ce mai nu așa? Colegul. Nu mai știi. Înțeleg, domnul. Da. Domnul, eu mă duc să mă îmbrac. O să-ți dau imediat foaia. Unde era bă, sala aia? Colegul, era tot în față, tot în față, colegul. Mă duc să mă îmbrac. Nu acolo. Hai după mine, bă. Domnul, hai după mine. Uite aici. Nu, un pic mai încetul, că eu... Unde l-ai dus? Fii atent, du-te la lift, pe acolo. Pe acolo e camera. Am înțeles. La lift. La lift? Aici, da. Asta cred că nu? Da, nu, da. Picea, bun, care m-a situat, mă? Te vei pune pe masa asta. Te asta zice? Da, îți dau imediat hârtia să o sănez. Mă îmbrac și eu așa? Mă îmbrac și așa? Nu, tot mă ajuns numai. Hai că mă pun pe difon. Pe asta zice, nu? Da. Deci, domnul, te rog frumos, te pui jos. Am să-ți dau acum hârtia pe care o semnez. Bun. Domnul, fii atent. E la cunoștință că vei intra într-o operație critică? Prima întrebare a fost asta. Domnul, mă auziți? Colegul, mă auzi? Ne auzim? Da. Ok. Prima întrebare va fi în felul următor. E la cunoștință că vei intra într-o operație critică? Da. Ok. A doua întrebare va fi... Orice s-ar întâmpla, noi te facem bine. Dar după aia, dacă ți apar ceva chestii sau, nu știu, complicații, eu știu, după aia să revin imediat înapoi, ok? Da. Bun. Deci fii atent, semnează-te rog hârtia asta, că costurile vor fi de $4,000, sper că îți permis să plătești. Domnul, în bancă am mai mult, domnul, dar acum la mine am numai 2600, știu ce mi-a lăsat în geantă. Am înțeles. Atunci facem în felul următor, o să... după operație vom trece și până la... sau faci direct transfer bancar.
Da, domn. Da, bun, semnează hârtia ta către frumos. Acum. Colegul să mai aduci deja alea de anestezie, sărincile. Vezi că le ai acolo în față, în dulap. Bun. Gata, domn. Ok. Începem imediat, o să-ți dau anestezie și cam timp de 2 ore va fi anestezia asta. După aia tot eu te voi trezi, ok? Da. Gândiți-vă la ceva frumos, ce vă face fericit, să nu ne panicăm. Mamă, tu mi mă faci fericit să văd înapoi nevastă și copii. O să-ți îl vezi, o să-ți îl vezi. Numai că vezi că după aia chiar va trebui să stai internat maxim o lună aici, ok? Da. Bun, bun. O, colegul, fă-te rog anestezia. Locală, nu de cealaltă. Până de cu injecția. Dar prima te dezinfectează. Mă duc să-mi spăl mâinile. Le vin imediat. Uhu, spală mâinile. Aoleu, ce murdar am fost. Bun, colegul. Mai i-ai dat deja anestezia? Da, uite, am făcut. Ok, bun. Deci, domnul, noapte bună. Nu știu dacă ai auzit colegul de dorme, o noapte bună. Pune aparat de respirat, să poată respira, să nu mai... Sper și ține așa cu capul în jos, să nu își poată înghiți limba, dacă te rog. Ok, hai să începem operația. Doamne ajută! Ce pe aici? Colegul, fii atent. Am nevoie de bisturiu repede. Și de un cuțit. Bun. Dă-mi-l aici. Repede, repede, repede. Țin o lanternă pe mine. Pe om. Mamă, ce tumor are asta pe aici. Mă temeam. Sper să poate supraviețui. Mamă, mamă. Haide să scăpăm de ea. Adu repede o găleată ceva. Vezi că am un pic mai încolo. Bun, bun, bun. Scăpăm. O tăiem. Colegul, adu repede că-s plin de sânge. Vezi că pulsul inimii e prea... Bun, gata, am aruncat-o jos. Pulsul inimii e prea slăbit. Hai, domnul, hai. Haide, haide. Colegul, ia uite-te mai bine cu un binoclu sau cu ceva, dacă poi mai rămas ceva acolo, la în craniu. Uite-te. Că nu mai rămas, nu? Asta am văzut și eu. Ochelar, vă faci bine fără ochelar, nu... Acum, un exemplu, hai să fii atent. Adu-mi eu ațele, te rog, și poți să se închidem rana, deschizătura. Ia de. Bun, nu-ți mulțumesc. Da, ai prins și acu repede, bun? Da. Ok, ține capul drept, să nu-l miști. Bun. Sper că ai dus de alea ce trec după o săptămână, adică să dizolva. Da, din aia, Bun, din bun, aia. bun. Ok, hai să închidem. Pup, pup. O să trebuie să stai cel puțin 2 luni, numai așa. Sper să n-ai avut niște contuzii, ceva. Ok. Ok, dă-i o injecție pentru o altă zi. Te rog frumos. Mă duc acum să mă la bătăile inimii. Te ia în dat. Colegul, colegul, colegul.
Vezi că bandajează-l repede. Bandajează-l. Da, da. Bună dimineața, frumosule. Ai scăpat. Acum te va bandaja colegul meu și... Da, felicitări, ai scăpat. Adică Poftim? Nu aveți niciun handicap, domnul. adicapul. Păi te doare capul deoarece ai trecut printr-o operație mai grea un pic. Colegul ajută să ridice de pe masă. Trebuie frumos ceea să-l internăm. Colegul, Da. te rog frumos să-l ajut să ridice de pe masă și să meargă să-l internăm. 1, 2, 3. Haideți, domnul, aveți grijă să nu picați. Haideți, domnul, hai. Hai, colegul, ține bine să nu pice. Hai, Hai. 1, 2. Bun. Ia-l, te rog, în spate dacă... Sau paduc direct. Scaunelul. Domnul, puteți să duci ștarga, domnul. Păi, targa, lasă că aduce un scaunel repede, pentru că aia te cam ajută mai bine. Așteaptă un pic telefonul aici. Nu lua domnul în spate. Hai, targ, hai! Bun, colegul. Ia targa. Mă rog, scaunelul și până pe scaunul la pământ. Ok? Hai, știu că Da. poți să-l ridici. Așa, te-am pus ca un saj. Bun, bun. Și ridic saj. Haide, haide, haide. Hai, domnule, știu că puteți. Haideți, domnule, haideți. Fără frică. Bun. Acum te va duce colegul meu în sala 4 cu liftul și vei sta internat acolo. Dacă vei avea nevoie de ceva, se va ocupa colegul meu. Da. Până atunci o să îți scriu foaia. Lucrezi pe undeva? Domnul, lucrez la mă lucram la Lidl, dar mi-a dat demisia. Am înțeles. Ok, hai la etajul 4. Unde colegul meu s-a pierdut sau? Stai un Stai pic. aici, stai aici, Am stai aici. înțeles. Ok, păi ia-l, mă, unde pula așa acolo? Du-te în spate și du-te acolo. Bun, bun. Hai, încetuc, încetuc. Bună ziua, colegul. Bună ziua, bună ziua, te rog.